Așezământul monahal care a dat numele cunoscutei stațiuni Sinaia de pe Valea Prahovei și-a sărbătorit astăzi de praznicul Adormirii Maicii Domnului hramul istoric. Localnici și pelerini au participat cu acest prilej la binecuvântarea altarului de vară din parcul așezământului monahal. Slujba a fost săvârșită de dimineață de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Parcul a fost inaugurat anul trecut tot la această sărbătoare. Astăzi iată că cu prilejul hramului Adormirii Maicii Domnului, hramul istoric al ctitoriei Cantacuzine de aici, de la Sinaia, am sfințit acest altar și privim cu bucurie și pergola și care, iată, prin realizarea ei, se readuce mănăstirea la frumusețea pe care au gândit-o ctitorii, pentru că în fotografiile vechi, în documente, apare această utilă și frumoasă pergolă. Și pergola, și parcul, și altarul acesta au fost posibile prin o sârdea deopotrivă a părintelui stareț al mănăstirii Sinaia, cât și prin sprijinul necondiționat al autorităților locale, al domnului primar în special, care a sprijinit de la bun început acest proiect util și frumos. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a vorbit despre preacinstirea de care se bucură Maica Domnului în întreaga lume și a amintit de originea apostolică a sărbătorii de astăzi. Peste tot în lumea creștină, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare mare și luminoasă. S-a vorbit zilele acestea despre zecile de mii, peste 100.000 de pelerini numai la mănăstirea Nicula, la mănăstirea Putna, peste tot în țară, o mulțime de biserici și mănăstiri închinate Maicii Domnului, ca dovadă că profeția Sfintei Fecioare, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, s-a împlinit de acum 2000 de ani, când au început să se zidească biserici în cinstea ei, să fie pictat pretutindeni în chipul ei, să se înalțe atât de multe rugăciuni, care în metafore de inspirație dumnezeiască o cinstesc în mod deosebit. Și artele profane, sculptura, pictura, muzica, au exprimat cinstea umanității pentru Maica Domnului într-o diversitate excepțională. Cei care s-au preocupat de aspectul acesta mărturisind că nicio altă persoană din lume nu a fost mai mult cinstită, cântată, reprezentată ca Maica Domnului. Iată de ce ne-am adunat și noi astăzi aici la mănăstirea Sinaia pentru a cinsti hramul istoric al mănăstirii, al bisericii construite de familia Cantacuzinilor și care, iată că acest praznic a ocrotit mănăstirea Sinaia, orașul care s-a construit și pe toți pelerinii care au venit aici pentru rugăciune și pentru binecuvântare. În semn de recunoștință pentru sprijinirea proiectului, ierarhul a oferit din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel diploma omagială a anului 2023 cu medalie primarului orașului Sinaia, precum și celorlalți binefăcători. Ceea ce am făcut noi, am redat frumusețea de odinioară a mănăstirii, când la 1895 mănăstirea își serva 200 de ani de existență. Carol I cu regina și credincioșii aici au ținut sărbătoarea în parcul acesta al mănăstirii. Am început cu secolul XVII, incinta veche, secolul XIX, incinta nouă, și acum cu secolul XXI, iată parcul ca o a treia incintă a mănăstirii noastre. La final, ierarhul a binecuvântat o plachetă comemorativă și a inaugurat noua pergolă a așezământului monahal, realizată recent după planurile inițiale în latura de est a Bisericii Mari.